În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Preacucernice Părinte Provincial Damian Gheorghe Pătrașcu, dragă Părinte Decan Ciprian Antălucă, dragi confrați preoți, dragi pelerini, cinstitori ai Preacuratei Fecioare Maria, tuturor vă spun din toată inima, bine ați venit! În toiul verii, plină de culori și de tot felul de sunete pline de viață, mai înainte ca natura să înceapă a se îmbrăca în haina toamnei, ne amintim de Fecioara Maria, care după ce și-a trăit existența sa pământească, încheie această peregrinare pe pământ adormind, înainte de a fi fost ridicată în cer cu trupul și cu sufletul. Această solemnitate mai este numită și Paștele de Vară sau Paștele Mariei, pentru că ne îndreaptă spre ceea ce va fi propriu-zis Paștele nostru, adică intrarea noastră în viața veșnică, cu sufletul și cu trupul. Ne amintește că și noi suntem în așteptarea acelei întâlniri pascale cu Domnul Hristos și cu învierea noastră. Bucuria cea mai mare a unei mame este atunci când toți copiii se adună în jurul ei, iar bucuria copiilor este și mai mare atunci când au o mamă care să îi primească cu brațele deschise. Această bucurie familială vrem să o trăim și noi în acest an sub privirea ei maternă. În acest an sărbătorim și 100 de ani de la nașterea Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Expoziția Carol Wojtyla, Geneza, pe care o vedeți în piața dinaintea sanctuarului, te duce într-o călătorie prin momentele decisive din viața Papei Ioan Paul al II-lea. Creștinul ia parte la nașterea micului Lolek, îl cunoaște pe adultul Carol din timpul studiilor, a activității și a muncii fizice, în fabricile Solvay, de aproape observă chemarea preoțească, episcopatul și celebrările prilejuite de împlinirea a 1000 de ani de la creștinarea Poloniei și plecarea în expediție cu caiacul a episcopului Wojtyla împreună cu tinerii. Urmărind următoarele secvențe ale expoziției, spectatorul îl salută pe noul papă de la balconul Bazilicii Sfântul Petru, observă activitatea lui din timpul pontificatului, iar la final îi este alături în timpul bolii și a ultimilor clipe din viața sa. Expoziția culminează cu coroana, dacă vreți, a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, aceea de a fi declarat sfânt. Ne predispunem sufletește, facem igiena adâncului și încredințăm lui Dumnezeu toate intențiile noastre cu care am venit în acest an la Măicuța Domnului de la Cacica. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc. Gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, Domnul Dumnezeul nostru,
să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria, 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 et excelsis.
Dă-ne, Doamne Dumnezeule, harul ca noi slujitorii Tăi să ne bucurăm de sănătatea neîncetată a minții și a trupului și prin mijlocirea preasfintei Maria Pururea Fecioară să fim mântuiți de tristețea de acum și să ne bucurăm de fericirea veșnică prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Pentru a ne conforma recomandărilor și regulilor de distanțare socială, vă rugăm să observați pe pavaj niște buline albe. În felul ăsta se poate respecta distanțarea și vă rugăm să vă conformați acelui marcaj pe care îl observați pe pavaj. Citire din Cartea Genezei. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut ochilor și că pomul era de dorit, ca unul care dă înțelepciune, și a luat din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului care era cu ea și a mâncat și el. Și li s-au deschis ochii amândurora și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut acoperiminte din ele. Și au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care se plimba prin grădină în adierea vântului de după amiază și s-au ascuns bărbatul și femeia lui din fața Domnului Dumnezeu, printre promii grădinii. Domnul Dumnezeu l-a strigat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: am auzit glasul tău în grădină și mi-a fost frică, pentru că sunt gol și m-am ascuns. Și el a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Cuvântul Domnului.
ție, de dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, mă rog pentru fericirea ta. Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Iuda. Iuda, slujitor al lui Iisus Hristos și frate al lui Iacob, către cei chemați, iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și iubirea să fie din belșug cu voi. Iubiților, avem o mare dorință să vă scriu despre mântuirea noastră comună. Dar m-am văzut nevoit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credință încredințată sfinților odată pentru totdeauna, pentru că s-au strecurat printre voi unii oameni necredincioși. Vai de ei, pentru că au urmat calea lui Cain, au căzut pradă rătăcirii lui Balaam de dragul câștigului și au pierit în răzvrătirea lui Core. Aceștia sunt ca niște pete murdare la mesele voastre comunitare, la care iau parte și se îndoapă cu nerușinare. Noroi fără apă, purtați de vânt de aici de colo, pomi fără rod la sfârșitul toamnei, morți de două ori, dezrădăcinați, valuri furioase ale mării care își spumegă nerușinarea, stele rătăcitoare, cărora le este păstrată băiezna tunericului pentru veșnicie. Dar voi, iubiților, clădiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în iubirea lui Dumnezeu, așteptând îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos spre viața veșnică. Cuvântul Domnului. În casa ta, Doamne, pentru că te pot lăuda mereu. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Maria,
Părinții lui Iisus mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștelui. Când avea el 12 ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii. Împlinindu-se acele zile, pe când se întorcea, copilul Iisus a rămas în Ierusalim, dar părinții lui nu știau. Socotind însă că este cu grupul de pelerini, au mers cale de o zi și îl căutau printre rude și cunoscuți. Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. După 3 zile, l-au găsit în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei care îl ascultau se mirau de înțelepciunea și de răspunsurile lui. Văzându-l, ei au rămas înmărmuriți și mama lui i-a spus: Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Iată, tatăl tău și cu mine te-am căutat îngrijorați. El însă le-a răspuns: De ce m-ați căutat? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Însă ei n-au înțeles cuvântul pe care li-l spusese. Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazaret și era supus lor. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Preacucernice Părinte Provincial, Preacucernice Părinte Decan, Preacucernice Părinte Rector al Sanctuarului, cucernici părinți și iubiți credincioși. Ne aflăm așadar la Sanctuarul din Cacica. Icoana Maicii Domnului are o semnificație în plus, începând de anul trecut, de când Sfântul Părinte Papa Francisc ne-a vizitat dieceza și s-a rugat la ea și în fața acestei icoane și ne-a încredințat pe toți ocrotirii speciale a Mariei. Suntem astăzi aici într-un număr mult mai modest decât se întâmpla altădată, deoarece criza actuală i-a împiedicat pe mulți să ajungă aici. Însă, mulțumită Domnului, mulți pot fi alături de noi astăzi și pot trăi împreună cu noi spiritul de la Cacica, grație mijloacelor de comunicare în masă. Și iubirea noastră față de Sfânta Fecioară Maria se poate exprima și aici, ca și la distanță. La această liturghie de deschidere a hramului, aș dori să vorbesc despre rațiunea prezenței noastre aici, la sanctuar. De ce am venit la Cacica? De ce ne aflăm astăzi aici? Pentru o excursie? Cred că nu. Probabil pentru un motiv mult mai profund. Vedeți, oamenii au iubit dintotdeauna sanctuarele din timpurile cele mai vechi. În Biblie avem atâtea exemple. În Evanghelia de astăzi am văzut cum Sfânta Fecioară Maria și Iosif mergeau în fiecare an la Ierusalim cu copilul Iisus. Ce imagine frumoasă când o mamă sau un tată își duce copilul la sanctuar, nu numai la grădina zoologică sau la mare sau în tabără, ci la un sanctuar. Oamenii mergeau în trecut la sanctuare pentru a primi un cuvânt din partea lui Dumnezeu, un oracol, un gând, o încurajare. Și acesta este gândul cu care am venit și noi, pentru că Dumnezeu vrea să ne transmită tuturor celor care ne aflăm acum la Cacica, fiecăruia în parte, Dumnezeu are să ne transmită un gând special. De aceea este important să venim cu inimă deschisă
și să participăm cu inimă deschisă la aceste celebrări. Pentru a exprima ideea sau gândul sau atitudinea pe care noi ar trebui să o avem la un sanctuar, vă propun o istorie pe care o găsesc foarte interesantă. Aborigenii din Australia au o practică foarte interesantă, numită în engleză walkabout, care constă într-o călătorie, care este în parte vocație, în parte educație, în parte inițiere religioasă. Scriitoarea americană Marlowe Morgan povestește într-o carte experiența ei cu acești aborigeni din Australia. A fost invitată într-o zi de bătrânii tribului pentru care ea lucrase și a crezut că aceștia o invită ca să-i ofere o distinție, un fel de premiu. Dar spre mirarea ei, aceștia i-au cerut următoarele lucruri. I-au cerut întâi să renunțe la toate bijuteriile pe care le avea, cercei, inele, brățări și alte lucruri. I-au cerut să-și ardă hainele și să pornească desculți împreună cu ei într-o călătorie, în pustietate. Și povestește Marlowe Morgan cum în această călătorie nu numai că s-a întors inițiată în secretele tribului respectiv, dar s-a întors cu o nouă înțelegere despre sine și despre lume. De ce v-am povestit această istorie? Evident, nu o să vă cer astăzi să renunțați la bijuteriile pe care le purtați. Ați dat bani pe ele. Nu o să vă cer nici să vă ardeți hainele, pentru că o să vină ăștia de la ISU peste noi, mă rog, ca să rezolve problema. Nici să porniți la drum desculți. În schimb, o să invit, să vă invit să faceți aceste lucruri în sens spiritual, duhovnicesc. Vă invit ca în aceste două zile, astăzi și mâine, să vă detașați de gândurile și preocupările de care parcă nu mai scăpați niciodată. Ignorați-le ca și cum nu ar fi. Să pornim împreună, în ghilimele, așa desculți, chiar dacă ne vom mai înțepa la picioare, într-o călătorie pe teritoriul fascinant, dar și provocator al spiritului. Pentru a dobândi, asemenea acelei Marlowe Morgan, o nouă înțelegere despre lume și despre noi înșine. Voi procede la o întrebare. E firesc, sunt profesor la seminar și studenții știu că îi zăpăcesc cu întrebările. Am o mulțime de întrebări, de aceea nu vă mirați că și astăzi voi pune o întrebare. Și anume întrebarea, unde? Unde ce? Cum adică unde? Ia uitați cum este acest unde. Vă propun o istorie din tradiția hasidismului, o mișcare mistico-religioasă din sânul iudaismului, de pe la secolul, din secolul, pe la jumatea secolului al XVIII-lea. Această istorie spune următorul lucru, că Rabbi Schneor Zalman, rabinul Rusiei, fusese calomniat pe lângă autorități de unul din dușmanii săi și a fost aruncat în închisoare undeva la Sankt Petersburg. Într-o zi, în timp ce aștepta să compară în fața tribunalului, comandantul gărzilor a intrat în celula lui și văzând acolo chipul impunător și inert al rabinului, care a absorbit de gândurile sale, nici măcar nu l-a observat pe acesta când a intrat, comandantul gărzilor a intuit calitatea umană a acestui rabin și a început să converseze cu el despre lucruri legate de Biblie, din ce auzise și el despre Biblie. Și a zis așa, cum putem interpreta faptul că Dumnezeu cel atotștiutor, deci care le știe pe toate, îi spune lui Adam, unde ești? E lectura de astăzi, prima lectură de la această liturghie, unde ești? Și atunci, ce-i răspunde rabinul? Îi zice așa,
Credeți dumneavoastră că Scriptura este eternă și că îmbrățișează toate timpurile, toate generațiile și toți indivizii din totdeauna? Și comandantul a zis, da, cred asta. Ei bine, a reluat rabinul, în orice timp Dumnezeu interpelează orice om și îl întreabă, unde ești tu în lumea ta? Din zilele și din anii care ți-au fost rânduiți, au trecut deja mulți, între timp, tu până unde ai ajuns în lumea ta? Dumnezeu, de exemplu, zice, continuă rabinul, și aici fiți atenți, iată, sunt deja 46 de ani de când ești în viață, unde ești? Auzind numărul exact al anilor săi, comandantul a rămas înmărmurit și era cât pe ce să cadă. Și a așezat mâna pe umărul rabinului și a exclamat, bravo, bravo, dar mâna îi tremura. Fraților, care este sensul acestei istorii? Acel comandant i-a pus rabinului o întrebare despre o pretinsă contradicție în Biblie. Că Dumnezeu este atotputernic, atotștiutor, dar nu știa chipurile unde e Adam și le întreabă unde ești. Cum procedează rabinul? Rabinul folosește textul sacru pentru a răsturna perspectiva comandantului. Și face în așa fel încât întrebarea, sau din întrebător, rabinul devine cel întrebat. Și așa ni se întâmplă totdeauna când noi citim Scriptura și punem întrebări. Și de asta, la ore, insistam de atâta ori pe întrebări. Pentru că atunci când noi punem întrebări Scripturii, Dumnezeu ne întreabă pe noi prin Scriptură. Practic, răspunsul rabinului în esență a fost acesta. Domnule comandant, Adam din Biblie, ești tu. Ție ți se adresează Dumnezeu întrebându-te unde ești. Când Dumnezeu i-a pus lui Adam această întrebare, nu era curios să afle unde e Adam, pentru că el nu ar fi știut. Nu, ci i-a pus această întrebare pentru ca în Adam să se nască o reacție, o conștientizare a realității sale. Unde ești? Întreb și eu astăzi, dragă pelerin de la Cacica, unde ești? Tu știi unde ești? De fapt, ce făcuse Adam după păcat? Adam se ascunsese frumos printre copaci, cu frunze de smochin îmbrăcat, se ascunsese. Cât de des, fraților, nu ne ascundem și noi de Dumnezeu? Le spun adesea celor de prin străinătate, am văzut, sunt și de pe la Dublin aici, le mai zic așa când am mers de Crăciun, de exemplu, că unii folosesc, de exemplu, străinătatea ca ascunzătoarea perfectă. Nu te mai vede comunitatea, nu te mai văd părinții, nu te mai văd ceilalți și te ascunzi acolo de Dumnezeu, de biserică și de toate. Dar ne putem ascunde și aici, nu trebuie să mergem în străinătate să ne ascundem. Ne putem ascunde în spatele unor geamuri fumurii de la o mașină, ne putem ascunde, nu știu, în spatele unei profesii, așa, care ne împăunează. Ne ascundem în jungla unei vieți dezordonate sau ne ascundem în aburii alcoolului sau drogurilor sau altor dependențe. Ascunzându-se de Dumnezeu, omul de fapt, și aici trebuie să fim foarte atenți, cade mereu mai adânc în falsitate. Din zi în zi, din ascundere în ascundere, omul ajunge într-o situație din ce în ce mai problematică. Și fraților, omul nu se poate ascunde de Dumnezeu niciodată. Nici măcar când își face o casă cu garduri de 4 metri și cu vilă blindată. Nu te poți ascunde de Dumnezeu niciodată. Ne spune psalmistul din Psalmul 139, unde aș putea merge departe de Duhul tău și unde aș putea fugi dinaintea feței tale?
Dacă m-aș urca în cer, tu ești acolo. Și dacă m-aș coborî în locuința morților, tu ești de față. Dacă aș spune, cel puțin întunericul să mă acopere și lumina să devină noapte în jurul meu. Dar nici întunericul nu-i întuneric pentru tine, iar noaptea este luminoasă ca ziua și întunericul este ca lumina. Unde ne ascundem așadar, fraților? Sau cum credem că ne-am putea ascunde? Omul nu poate fugi de ochiul lui Dumnezeu. Și de fapt, atunci când se ascunde, omul se ascunde culmea și de sine însuși. De aceea când Dumnezeu te întreabă unde ești, Dumnezeu vrea să distrugă dispozitivul tău de ascundere, să te scoată din copacea unde stai, dintre copacea unde stai îmbrăcat cu frunze de smochin, pentru a te convinge că ai mers pe un drum greșit și te-a face să vii la lumină. Dar totul depinde de om. Pentru că, vedeți, Dumnezeu ne întreabă unde ești. Dar nu întreabă așa tare cum am întrebat eu, probabil unii v-ați speriat. Dumnezeu ne întreabă discret adesea, unde ești? Unde ești? Și putem să ascultăm această voce și să ieșim la lumină? Sau, din contra, putem să refuzăm vocea? Cine iese la lumină, așa cum a ieșit la lumină Adam, care a spus atunci, m-am ascuns, Doamne, iată, acum știu că nu mă mai pot ascunde de Tine. Și Adam începe un drum, să spunem, al convertirii și al întoarcerii. Ați aflat între timp unde sunteți, unde ești? Te-ai mai lămurit într-un fel unde te afli tu în lumea asta? Tot în tradiția hasidică găsim următoarea parabolă. Rabbi Hanoch, adică Rabbi Enoch ar fi în limba română, povestea următoarea istorie. Era odată un om atât de prost și atât de aiurit, încât toți îl numeau Golem. Golem, în limba ebraică, înseamnă stupid, om fără minte. Când se scula dimineața, Golem reușea doar cu mare greutate să-și găsească hainele. De aceea numai gândul că a doua zi va trebui să-și caute hainele din nou, că le găsea cu greu, îl făcea să se teamă și să meargă la culcare. În sfârșit, într-o seară, Golem și-a făcut curaj, a luat în mână un creion și o foiță și în vreme ce se dezbrăca și-a notat unde a pus fiecare piesă de vestimentație. În dimineața următoare s-a ridicat bucuros, mulțumit și a luat lista. Zice, căciula, uite acolo. Și și-a pus-o în cap. Pantalonii, acolo. Și și-a tras pe el. Cămașa, uite-o acolo. Și a îmbrăcat-o. Și așa mai departe până s-a îmbrăcat cu toate lucrurile. Dar eu... Eu unde sunt? S-a întrebat Golem și se uita. Eu unde am rămas? Eu unde sunt? În zadar, spune rabinul, s-a tot uitat Golem și s-a recăutat. Tot nu reușea să se găsească. Și zice rabinul, așa ni se întâmplă și nouă. Poate că ești înclinat să râzi de amicul nostru Golem, poate îl găsim simpatic, dar tu unde ești? Tu pe unde ai rămas? Fraților, câtă vreme a trecut din viața noastră, pentru unii mai mulți, pentru alții mai puțin, câtă vreme a rămas, ce iluzii au fost în viața ta până acum, ce iluzii mai sunt.
Ne mințim zi de zi că am fost, hai să vezi cine eram eu în viața mea, cine am fost eu. Ne facem iluzii despre ce vom fi, stai să vezi ce am eu de gând să fac. Da? Și uităm mult prea des să fim pur și simplu. Da, iluziile. Am văzut mai de mult un film, l-am recăutat, dar n-am reușit să-l găsesc. Oricum, vă povestesc ideea centrală cumva a filmului. Era un film despre o femeie cu un aspect foarte neatractiv. Femeia avea un nas cârn și, în fine, niciun bărbat, niciun băiat nu vrea să se căsătorească cu ea. Și atunci femeia apelează la o vrajă de dragoste, folosind celebra ulcică de lut. Intră în posesia ceva ce aparținea unui bărbat și după ce face vraja respectivă, acesta se îndrăgostește, nebunește de ea. Prietenii încep să-i spună, nu te du după ea, nu vezi că îi arată așa și așa, nu vă potriviți, tu ești altfel, tu ești nu știu cum. Dar degeaba, bărbatul pare orb și se căsătorește cu ea. Trec mulți ani și după mulți ani, la un moment dat, femeia moare. Omul vine acasă și cineva îl conduce în grădină și undeva acolo, sub un copac, sapă în pământ. Și zice, uite ce este aici, o oală, o ulcică de lut și o sparg. Și în momentul în care omul pleacă în casă și își vede soția moartă, întinsă pe laviță, spune, asta nu este soția mea. Și ăștia îi spun, cum să nu fie, este soția ta. Nu, asta nu este soția mea. Soția mea era cea frumoasă pe care eu am văzut-o totdeauna așa. Asta nu poate să fie soția mea. Această femeie nu este nicicum soția mea. Fraților, filmul acesta poate fi o parabolă despre noi și despre iluziile noastre, despre chimerele care ni se înfățișează adesea, despre ținutul fantasmelor și al nălucirilor în care suntem prinși adesea ca într-o capcană. Cât de important este să veghem pentru a nu ajunge în aceste iluzii. Apostolul Iuda, am ales această lectură mai rar auzită în biserică, ba chiar niciodată, pentru că acolo sunt niște imagini extraordinare pentru felul în care suntem noi uneori în viață. Iată, Iuda vorbește de oameni care au căzut pradă rătăcirii, de nori fără apă, purtați de vânturi, aici și colo, fără să știe pe ce lume se află și în ce direcție trebuie să meargă. Stele rătăcitoare, cărora le este păstrată bezna întunericului pentru veșnicie. Fraților, e foarte important să fim atenți la viața noastră. Există cineva care se ocupă cu crearea de iluzii. Satana este marele țesător de iluzii. Cel care ne înfățișează adesea atâtea iluzii și ne ține sub o sclavie, sub sclavia unei vrăji, împiedicându-ne să fim ceea ce ar trebui să fim în realitate și ceea ce Domnul vrea ca noi să fim în realitate. Să privim, fraților, la Iisus. Iisus, la 12 ani, când părinții l-au pierdut, se gândeau că cine știe unde se află copilul lor. Ce le spune Iisus? De ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Iisus, la 12 ani, știa unde este și unde trebuie să fie. El ne poate arăta unuia fiecăruia dintre noi. Unde suntem în realitate astăzi, în lumea noastră, în evoluția noastră de până acum și poate în ce sens ar trebui să ne schimbăm viața. Vă invit pe toți cei care participați la Hramul Sanctuarului de la Cacica sau sunteți alături de noi la distanță să vă lăsați interpelați de această întrebare. Omule, unde ești? Și să rugăm pe Domnul cu cuvintele psalmistului din psalmul 139, care îi spunea așa Domnului, Doamne, Tu mă observi de aproape și mă cunoști, știi când mă așez și când mă ridic,
Pătrunz de departe gândurile mele, fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ți scapă. Toate cărările mele îți sunt cunoscute. Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă, Tu, Doamne, îl cunoști deja. Tu mă învălui din față și din spate și mâna Ta stă întinsă asupra mea. Privește-mă, Doamne, cu luare aminte și vezi inima mea, încearcă și cunoaște gândurile mele. Vezi dacă nu merg pe o cale greșită și condu-mă pe calea veșniciei. Amin. Fraților preiubiți, prin Preacurata Fecioară Maria a venit în lume mântuirea, să o preamărim pe Născătoarea de Dumnezeu și să înălțăm rugăciunea noastră către Fiul ei, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Fecioarei Maria. Dăruiește sănătate și putere Sfântului Părinte, Papa Francisc, Episcopului nostru Iosif, și tuturor păstorilor noștri sufletești și binecuvântează-le munca și întreaga viață. Te rugăm, ascultă-ne. Tu, care te-ai arătat în trup omenesc, sfințește rugăciunea și munca noastră ca să aducă roade veșnice. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește tuturor celor plecați din sânul familiei iubire statornică față de căminul lor. Te rugăm, ascultă-ne. Fă să păstrăm în inima noastră, să medităm și să punem în practică cuvintele Tale, imitând-o pe Sfânta Fecioară Maria. Te rugăm, ascultă-ne. Binecuvântează munca medicilor și ajută-i în rezolvarea cazurilor grave. Te rugăm, ascultă-ne. Dă-i bisericii harul să contemple tot mai profund sfințenia Maicii Tale și să imite iubirea cu tot mai multă fidelitate. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește-le tuturor celor încercați harul să simtă ocrutirea de mama a Sfintei Fecioare. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește-le tuturor pelenilor veniți la sanctuarul tău de la Cacica mângâiere și speranță. Te rugăm, ascultă-ne. Prin rugăciunile Maicii Tale, cheamă-i pe toți frații noștri răposați să se bucure de vederea feței Tale. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule atotputernic, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care Biserica Ta o înalță prin mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu și dăruiește-le tuturor oamenilor îndurarea și pacea Ta prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Sfântă de sus, cu vocea ei dulce.
Pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici. Primește, te rugăm, Doamne, rugăciunile poporului Tău, împreună cu jertfele oferite, pentru ca prin mijlocirea Sfintei Maria, Maica Fiului Tău, dorința nimănui să nu fie neluată în seamă, cererea nimănui să nu fie zadarnică, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pentru minunile săvârșite de tine în viața tuturor sfinților, dar în chip cu totul deosebit se cuvine să preamărim îndurarea ta împreună cu Sfânta Fecioară Maria, înălțându-ți din inimi cântarea ei de mulțumire. Prin ea ai înfăptuit cea mai mare lucrare de pe tot pământul și ai arătat puterea brațului tău în întregii omeniri. Atunci când ai ales-o pe slujitoarea ta smerită, ca prin ea să-l dăruiești neamului omenesc, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin el te laudă corurile de îngeri, care se bucură de apururi înaintea feveței tale. Primește-ne, te rugăm, și pe noi, pentru ca împreună cu ei să te laudăm cântând cu bucurie. Thank you.
adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Ore Teala, Doamne, omestim și mirea Ta, o mărturisim, Doamne, moartea Ta. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu fericiții apostoli și cu toți ființii pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Amen.
miluiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururia liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Datorită situației pe care o cunoaștem, ne privim unul pe celălalt și ne dăruim astfel pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, să ferici, să intri sub acoperământul meu, dar spune numai cuvânt și se va tălădui sufletul meu. Dragi prieteni, suntem acum la momentul distribuirii Sfintei Împărtășanii la Sfânta Liturghie de deschidere a Hramului Sanctuarului Sfinte Fecioare Maria de la Cacica. Vă invit să vă uniți împreună cu mine pentru a face o împărtășanie spirituală. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta.
dragostea ta față de suflete te va duce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Doamne Iisuse, mântuitorul nostru, Tu ai chemat pe oameni la Tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile Tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul Tău. Ajută-mă să fac bine și cu evlavie această împărtășanie spirituală, ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile Tale, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Suntem, dragi prieteni, în transmisiune directă de la Sanctuarul Sfintei Fecioare Maria de la Cacica. Suntem în aceste două zile binecuvântate în care, sub privirile măicuței noastre cerești, încercăm să ne reînsuflețim bucuria credinței, încercăm să ne redescoperim pe noi înșine. Echipa Ercis Media, care transmite această celebrare, care transmite acest hram, vă este aproape și pentru a urmări toate transmisiunile, programul complet al transmisiunilor noastre, puteți să intrați pe paginile oficiale ale Episcopiei Romano-Catolice de Iași, pe pagina de Facebook, pe pagina de YouTube și pe pagina ercis.ro pentru a fi împreună și în momentele dintre celebrări, pentru că avem mulți invitați, persoane cu care discutăm, ne împărtășesc din experiențele lor, din mărturiile pe care le au și împreună să trăim frumos acest hram al sanctuarului Maicii Domnului de la Cacica. Vă las în aceste momente în compania cântului, a muzicii, pentru ca în aceste momente să ne gândim la Mântuitorul, Cel care ni se oferă în taina sfântă a împărtășaniei. Oh,
Să ne rugăm! După ce am primit tainele cerești, implorăm, Doamne, îndurarea Ta. După cum ne-ai dăruit bucuria de a o sărbători pe Sfânta Fecioară Maria, dă-ne și harul ca, după exemplul ei, să putem primi în spirit de slujire taina răscumpărării noastre, prin Hristos Domnul nostru. Programul celebrărilor care se vor desfășura în decursul zilei de astăzi. De acum înainte va mai fi la orele 15 adorația euharistică, la orele 16 calea Sfintei Cruci, la orele 18 Sfânta Liturghie pentru tineri, seminariști și persoane consacrate și la orele 22 privegherea Mariană. Tuturor vă urez să aveți parte de un popas duhovnicesc cu multe binecuvântări, alergați cu încredere la taina spovedaniei, pentru că, într-adevăr, această jertfă pe care ați făcut-o dumneavoastră venind la Cacica să aibă roade înaintea lui Dumnezeu. Tuturor vă urez să aveți parte de pace și bine. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, care în bunătatea Sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu îmbelșugare asupra voastră binecuvântarea Sa. Amin. Să vă însoțească pururea și pretutindeni ocrotirea Fecioarei Maria, prin care L-ați primit pe Dătătorul vieții. Amin. Voi care v-ați adunat astăzi cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.